Pacea Domnului, să ne fie cerul aproape și Domnul să ne cuvinteze pe fiecare în continuare. Dați-mi voie să citesc ca moto al momentului care, sau al studiului nostru, proverbe 25 cu 5. Scoate pe cel rău dinaintea împăratului. Și scaunul de domnie se va întări prin neprihănire. Scoate pe cel rău dinaintea împăratului. Și orice scaun de domnie va prinde putere prin neprihănire. În studiul acesta al marilor personalități din Vechiul Testament, ideea asta se vede foarte limpede și deci aș vrea să o urmărim. Pentru că ideea asta transferată la noi ne va ajuta să înțelegem calea oricărei maturități, oricărei dezvoltări, oricărui progres a ființei umane. Deci, dacă ar trebui să ajungem la o concluzie, care este secretul uh, succesului? Mulțumesc, neprihănirea. Și care este secretul succesului? O anume atitudine față de rău, fraților. Deci, noi suntem într-o zonă astăzi în care ă, avem destul de multe dificultăți în a gândi drept. Și anume, noi acceptăm secretul succesului, este neprihănirea, astfel încât neprihănirea este a mea, dar este o condiție pasivă. Eu să fiu neprihănit și nu am o condiție activă față de cei din jur. Dar ne este foarte greu să avem o, 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 o atitudine activă în așa fel încât să scoatem răul. Asta este marea problemă. Bun, sunt eu neprihănit. Neprihănit și sunt înconjurat de cine? De cine sunt înconjurat? Ce se întâmplă dacă sunt neprihănit și sunt înconjurat de cei răi? Răul are efectul parazit. El se hrănește cu binele, crește foarte bine el și nu lasă ca binele să se întărească. Binele devine o victimă pentru rău și niciodată binele nu are șansă să se dezvolte câtă vreme răul e de jur împrejur. În condițiile în care răul este puternic, răul prigonește. În condițiile în care binele este puternic, răul parazitează. Nu, nu trebuie să prigonească neapărat. Este suficient dacă se hrănește și dacă îți ia puterea de vitalitate. Din cauza asta, mântuirea nu este doar neprihănirea omului, ci este și distrugerea păcatului. Neprihănirea omului are componenta ei activă, și anume păcatul trebuie, spuneți, distrus. Eradicat. Nu, noi nu ne putem juca cu păcatul în sensul pasiv. Suntem noi neprihăniți și prin neprihănire păcatul va dispare, el se va usca precum, eu știu, o plantă care nu are apă. Nu. Păcatul are o acțiune foarte puternică, activă împotriva neprihănirii și neprihănirea are o acțiune clară împotriva păcatului. Cele două categorii nu sunt prietene și nici nu sunt pasive. Cele două categorii sunt vrăjmașe de moarte una față de cealaltă. Sunteți de acord sau nu? Eu știu că dumneavoastră sunteți de acord cu faptul că păcatul este dușmanul de moarte al neprihănirii, dar invers, sunteți de acord? Neprihănirea este dușmanul de moarte al păcatului. Sunteți de acord? Asta este, asta este uh, pasul următor pe care în după amiaza asta am dorit să-l facem. Nu să învățăm să fim dușmani cuiva, ci să învățăm să fim dușmani a ceea ce merită să fie urât, într-adevăr. Adică Cuvântul lui Dumnezeu ne încurajează să urâm urâtul. Cam asta este, despre asta este vorba. Deci Cuvântul lui Dumnezeu ne, ne încurajează să fim răjmașii răului sau vrăjmașii vrăjmașului care altfel ne-ar distruge. Despre asta este vorba. Cu alte cuvinte suntem chemați la o acțiune, la o atitudine activă în câmpul acesta al marii lupte între bine și rău. Cuvântul lui Dumnezeu ne aseamănă deseori cu vitejii lui Dumnezeu, ne aseamănă deseori cu ostașii lui Dumnezeu, cu niște oameni care sunt nu numai în post, dar sunt și pe câmpul de bătălie. Și pe câmpul de bătălie oamenii ăștia nu stau cu mâinile încrucișate. Acești oameni sunt activi. L-am lăsat de dimineață, l-am lăsat pe Iosafat în mijlocul la 400 de proroci. Vă amintiți? Am întrebat de dimineață și întreb și acum ce fel de proroci sunt, de ai bun sau de ai răi? Fraților, aparent sunt profeți buni. În realitate sunt falși. Aici este încă o mare dificultate. Pentru că, din punct de vedere al titulaturii, sunt buni. De ce sunt buni? Simplu, mai repet ceea ce spuneam, cu puțin timp înainte, Ilie distrusese în partea de nord, la Carmel, tot ceea ce însemna preoția lui Bal și Astartei, cei doi zei cananiți păgâni care se infiltraseră în poporul Israel și ștersese de pe fața poporului de pe hartă. Preoția acestor doi zei. Deci, dacă a ucis la Carmel 850 de profeți de felul acesta, cine se presupune că a rămas? Cei buni. Adică, cei care aveau ca titulatură ce anume erau profeții cui? Lui Dumnezeu. Acum, să nu ne imaginăm că profeții ăștia ai lui Dumnezeu era profeții așa cum am învățat noi până acum în Vechiul Testament. Se întâmplase ceva dureros în timpul acesta. În, în împărați capitolul 12 întâi împărați 12 atunci când se amintește despre ce a făcut Ieroboam în legătură cu împărțirea împărăției ce a făcut el ca toată împărăția să se împartă definitiv și să nu se mai poată uni vreodată, el spune așa, versetul 31. Ieroboam a făcut o casă de înălțimi și a pus preoți luați din tot poporul care nu făceau parte din fiii lui Levi. Vreau să vă întreb, ce înseamnă a făcut o casă de înălțimi? Vă puteți imagina este un loc de închinare, dar ce fel? Era strânsese până la urmă, zice, o casă de înălțimi. Înălțim este la plural și casă este la singular. Deci ceea ce înseamnă că erau mai multe altare în aceeași încintă. Era un fel de, era un fel de, eu știu, de panteon al poporului întreg. Și acolo, el lansase noua religie. Se spune că oricine din popor ducea câteva animale, putea să fie angajat ca preot. Vă duceți aminte. Astfel încât preoții. Nu, erau, nu făceau parte din acea categorie a preoților care cunoșteau legea, cunoșteau scriptura, fuseseră reeducați din tată în fiu, în sensul acesta al păstrării legii Dumnezeu cu scumpătate. Nu. Era vorba de un fel de colegiu democratic în care, în care fiecare om care dorea să aibă o slujbă putea să fie angajat de stat. Iar statul respectiv îi angaja în domeniul religios. Îi sponsoriza, dacă doriți, și îi acredita, astfel încât împăratul era acela care hotăra cine era preot sau nu. Și acum, vă rog să observați dumneavoastră, orice preot de tipul acesta, care slujea lui Dumnezeu, era ce fel de preot? Vă rog să mă ajutați să mă fac să, să mă faceți să înțeleg. Ce fel de preot era? Fratele Jean spune, preot neautorizat. Marea nenorocire era că îl autorizase. Din punct de vedere formal, avea toate, toată autoritatea la îndemână. Din punct de vedere spiritual însă avem de a face cu un soi de neautorizare despre care vorbește fratele Jean. În ce consta neautorizarea asta? Corect, pe nu, toate înălțimile erau făcute ilegal în țara Israelului de Nord. Se știe că închinarea normală de pe, de, din vremea lui David și a lui Solomon era închinarea la Ierusalim, la Templu. Înălțimile erau, erau un fel de religie neautorizată care se infiltra undeva prin toată țara lui Israel și împotriva cărora, împotriva înălțimilor, au luptat regii lui Iuda în toate reformele lor. În toate reformele apare ideea, dar înălțimile n-au fost înlăturate. Sau, ast stricat sau a și înălțimile. Înălțimile au un rol foarte important în observarea acestor reforme. Dar revenind la, la noi, avem de-a face cu niște preoți susținuți de rege, dar care nu sunt preoții cuvântului lui Dumnezeu. Poftiți? Sigur, nu făceau parte din seminția leviților, era clar. N-aveau -aveau formația, educația necesară pentru așa ceva, din punct de vedere al Cuvântului Lui Dumnezeu. Poftiți! Mulțumesc! Foarte frumos ceea ce spune fratele meu. Spune, preoția devine o meserie, nu mai este o chemare. Nu mai este o alegere. Nu mai este o alegere. Este o meserie. Mulțumesc. Din punctul ăsta de vedere, asistăm cu, sau suntem față în față cu o situație foarte ciudată. Preoții aceștia erau teoretic preoți ai lui Jehova, ai lui Iahve, dar care nu aveau nimic de a face cu ce? Mulțumesc cu Iahvei, adevărat, dacă cu ce nu avea de a face. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu Scriptura. Este o stare de lucru foarte caracteristică în mare parte a creștinismului astăzi. Creștinismul este o religie cu numele, nominalizată ca fiind creștină, dar care nu și mai cercetează absolut deloc Scriptura. Nu și mai cercetează legea, nu și mai cercetează voința lui Dumnezeu. Cei mai eu știu cei mai serioși dintre ei, vin la biserică și mai, mai aud cât o predică duminica. Și dacă vorbim de noi dar vendiști de ziua șaptea, Doamne ferește, dar sper să nu fie așa la noi. Și apoi în timpul săptămânii fiecare este cu treaba și cu problemele lui. Se aseamănă lucrurile aici din nefericire. Întoarcerea la Cuvântul lui Dumnezeu este extrem de necesară astăzi. Este o necesitate care ar trebui să, să formeze platforma noastră educațională în ceea ce privește națiunea, în ceea ce privește biserica, în ceea ce privește familia, în ceea ce privește individul. Ar trebui să ne reeducăm pur și simplu. Ar trebui să ne reeducăm în ceea ce privesc predicile noastre. Predicile noastre, care ar trebui să fie din ce în ce mai biblice, n-ar trebui să ne dăm voie vreodată ca să uh, facem din Biserica lui Dumnezeu și din amvonul lui Dumnezeu, uh, eu știu, catedra părerilor noastre personale, catedra filozofiei noastre, catedra știrilor. Nu. Aici trebuie să fie doar Cuvântul lui Dumnezeu. Și între noi. Legătura cea mai puternică ar trebui să fie făcută prin cuvânt. Starea preoților. Iosafat este un împărat care trebuie să-și aleagă alianțele sale. Știți care a fost aliatul, aliatul numărul unu al lui Iosafat? Cine a fost? Zice stare. Mă întrebați sau îmi spuneți? Ahab. Aliatul numărul 1 al lui Iosafat a fost Ahab. 2 Cronici, capitolul 18, cu 2. Iertați-mă, cu 1. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. Nu numai alianță politică, este alianță de familie. Sigur că da. Acum, ce fel de rege este Ahab? Am văzut cum era cu preoții. Cum e cu Ahab? E rău sau bun? E rău sau bun? Am nevoie să știu foarte clar lucrul ăsta, pentru că depind, depindem de înțelegerea Lui. Auziți, întâi împărați capitolul 21, versetul 25. N-a fost nimeni care să se fi vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca hab, pe care nevastă sa, Izabela, îl ațâța la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoniții pe care îi izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Ce fel de împărat a fost? Încă o dată. Nu rău. Rău de tot. Da? Rău de tot. Deci, iertați-mă și acum vin și Întreb, ce a căutat Iosafat să se alieze cu omul ăsta? Nu întreb de ce s-a încuscrit. Că și asta pot să o întreb. Hai să zicem că au vrut copii atât de mult încât nu i-am mai putut despărți, deși n-am nicio dovadă în privința asta. Dar vreau să vă întreb. Doi cronici, 18 cu 2. După câțiva ani s-a coborât la Ahab, Iosafat, în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi, boi, la a rugat să se suie la Ramot din Galad. Ce cauți acolo, Iosafat? De ce te duci la, la Ahab? Și răspunsul e simplu, nu? Păi cum să nu mă duc? Că mi-e cuscru. M-am dus la cuscru. Dar se poate să nu te duci? Nu se poate să nu te duci. Pau! Oh. Fraților, faptele se leagă una de cealaltă. După ce te-ai încuscrit, nu poți să nu te duci la cuscri. După ce te duci la cuscri, cuscri te primesc bine. După ce stai oi, boi și fac sărbătoare în cinstea ta, mai poți spune nu? Mai poți spune nu? Nu? Așa se face că, că Ahab zice lui Iosafat, auzi? Dar dacă ne-am alia și politic noi, am fi, de neînvins, nu vrei să vii cu mine să iau ramotul, vino că este așa, ai de câștigat și tu și eu și o floare la ureche. Haide! Putea să zică nu? Ați auzit dumneavoastră de... Să fi. Ați auzit de corectitudine politică? Dar, auziți, a merge pe linia corectitudinii politice obligă. Adică te-ai încuscrit, te-ai dus la el, ești în vizită la el, te trata de extraordinar de bine, mai poți să zici nu? Repet încă o dată. Nu seamănă că ești. N-ai obraz? Și corectitudinea politică te obligă pe tine, interior, să mergi mai departe. Pe asta mizează lumea, pe asta mizează Satan. Una dintre cele mai mari probleme este când lumea se poartă frumos cu copiii lui Dumnezeu. Nu când lumea se poartă urât cu copiii lui Dumnezeu. Când lumea se poartă urât cu copiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, pot să zică nu. Au forța interioară să zică nu. Când lumea se poartă frumos cu copiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu au obligația, simt obligația să zică Aoleu, dar te-ai purtat așa de frumos cu tine, cu mine, cum aș putea să mă port așa de urât cu tine să zic nu. Asta e una dintre cele mai mari probleme. Nu știu dacă ați trăit-o. Ați trăit-o pe pielea dumneavoastră sau nu? Haideți să vă spun, am mai spus-o aici, mă repet, dar nu mergeam sâmbătă la școală. Și mă persecutau profesorii care mai de care. Mi era ușor să le spun nu. În fiecare miercuri, la ora de dirigenție, dirigintele mă ridica în picioare și mă întreba unde ai fost, măi, ce ai făcut și eu. Răspundeam, era de fiecare dată o oră în care știam că avem discuții în privința asta. Până într-o zi, când a venit la mine doamna Blendea, profesoara de matematică, prietenă cu mama mea, și mi-a zis așa, Valentine, sâmbătă am inspecție. Ești un. ești. elevul meu cel mai bun, favorit. Nu spuneți asta până atunci, dar atunci mi-a spus. elevul meu favorit. Am nevoie de tine, te rog frumos. Onoarea clasei e în mâna ta. Vino. Fă ceva. Vreau să vă spun că mi-a fost ușor să spun întotdeauna nu. Atunci n-am putut să spun nu. O și stimam pe doamna Blendea. Era o femeie de caracter, demnă și așa mai departe. N-am putut să spun nu. Singurul lucru care l-am putut spune a fost mai dați-mi timp să mă gândesc. Și asta m-a salvat, sigur că da. Dar a fost momentul cel mai greu. Atunci când corectitudinea politică te, te, te face să te simți că un răspuns de partea lui Dumnezeu te-ar face rău pe tine, cum poți tu să fii atât de rău încât să spui uh, nu pentru că Dumnezeu vrea treaba asta? Atunci, în momentul ăla încerci cât poți de mult să le amesteci. Iosafat e pus în poziția asta. Mă mai întorc cu dumneavoastră la întrebarea ce fel de om era Ahab. Am stabilit că era unul dintre cei mai răi. Dar știți că se întâmplă un moment foarte ciudat în viața lui, Adam, lui, lui Ahab? Ia, întâi împărați capitolul 21, de la 27 la 29. După ce îi spune Ilie, Voi aduce nenorocire peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab. Fie rob, fie slobot și așa mai departe. Am citit 21 cu 21, deci împărați 21 cu 21. Apoi, întâi împărați 21 cu 27, continuă. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și-a postit se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie. Ai văzut cum s-a zmerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a zmerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Pe fondul acesta, Capitolul 22 spune, au stat trei ani de zile liniștiți, în anul al treilea Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a coborât la împăratul lui Israel după ce se pocăise. Și problema este că Ahab dădea semne de pocăință, Ahab dădea semne că -a, e omul nou și așa mai departe, că nu mai e ce a fost și că lucrurile s-au uh, rezolvat pe fondul unei promisiuni vis-a-vis -vis de pocăință, Iosafat se duce cu el și face un legământ cu omul, cum? Cu omul pocăit. Aveți foarte mare grijă de lucrul acesta. Aveți foarte mare grijă de, de ideea de pocăință. În dreptul nostru, în primul rând. S-ar putea întâmpla ca să spunem că suntem oameni pocăiți și totuși Dumnezeu să nu vadă lucrurile așa. S-ar putea întâmpla să avem prieteni pocăiți și totuși Dumnezeu să nu vadă lucrurile așa. Pocăința este, este ceva foarte puternic. Iar noi suntem chemați nu să o definim. Noi suntem chemați să o experimentăm. Vegheați, vă rog, ca prietenii dumneavoastră să fie pocăiți de adevăratele. Să fie în mod real pocăiți. V-ați verificat vreodată, prietenii, dacă sunt pocăiți sau nu? Vă dau un sfat. Încercați să vedeți când vă întâlniți unii cu alții despre ce vorbiți. Încercați să vedeți dacă prietenii dumneavoastră de credință, când vă întâlniți împreună cu el, vă vorbesc despre Isus Hristos sau nu. Aduceți-vă aminte, ne-am întâlnit joia trecută. Despre ce am vorbit? Nu. No. Despre varză, ciuperci. Dar Iisus Hristos? Cântăriți puțin lucrurile. Că toți suntem pocăiți. Dar mă întreb dacă nu cumva suntem pocăiți ca Hab. Când mă duc să fac vizită la cineva, cu ce scop mă duc să fac vizită? Ce să-i spun? Cât din timpul petrecut împreună îl brâfesc? despre al treilea sau nu? Sau, de ce nu-mi place să primesc vizite? V-ați spus problema vreodată. La mine în casă nu intră. Păi de ce nu intră? Zice Dumnezeu acolo că s-ar putea să intre ce anume? Îngeri. Zice, deschide ușa la casă să intre îngerii. Și intră Când se intră îngerul, intră o băbuță. De-abia pășește. Și zice, aule, ăsta e îngerul. Și Dumnezeu spune, da, ăsta e îngerul. Vă spuneam ce spunea la un moment dat fratele Faloveghi, întrebându-se, mă, vizitam biserici și ca profesor spunea, mă întrebam, pentru ce mai ține Dumnezeu biserica asta aici? Pentru că în biserică erau probleme, dificultăți, erau certuri și ca un om creștin autentic, când te uiți la o biserică și o vezi împărțită în halul ăsta, te întreb, Doamne, la ce -o mai ții? Fă o pachet și pune la coșul de gunoi, că așa nu mai funcționează. Și dânsul spune, am înțeles după aceea, era o femeie bătrână sub balcon care se ruga. Și ținea Dumnezeu biserica pentru femeia aia. Și n-am înțeles multă vreme lucrul ăsta până când eu însumi eram pastor la Pietroasa și am vizitat o, 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 o bătrână, o bătrânică care mergea la grupa din Pietroasa și de însă a zis, știi, nu mai pot să mai merg la biserică. Casa era mică, curată, plină cu flori. Bătrânica era, se sprijinea pe un pat acolo. Nu mai pot să merg la biserică. Dar știu tot ce se întâmplă la biserică, spune ea. Bătrâna ageră, fără telefon, știa tot și nu s-a oprit acolo. Și a zis, și mă rog. Și mi-a plăcut. Și ceea ce a urmat m-a speriat. Mi-a zis, și Domnul mă ascultă. Ea ținea în mână biserica de departe, prin rugăciune. Îți intră îngerii în casă, când dai voie cuiva să-ți bată la poartă. De ce nu-i dai voie să intre? Pentru că probabil nu va aduce discuțiile convenabile, probabil că nu va aduce subiectele preferate, probabil că te va ruga să te rogi și nu te-ai mai rugat de multă vreme în largul tău. Ce se întâmplă? Încă o dată, vegheați, vă rog frumos, vegheați la pocăință, în primul rând, în dreptul meu, urmă în dreptul celor cu care îmi place să petrec timpul, vegheați la pocăință și ajutați-vă ca pocăința să fie o experiență reală. Așa se întâmplă că Iosafat este împreună cu acest rege pocăit. Nu de mult, de trei ani de zile. E nou pocăit. Da? și îi pune masa și se întâmplă bine, prorocii sunt 400, sunt foarte mulți. Cum pot prorocii 400 de, 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 de profeții? Vă puteți imagina? Cum pot prorocii 400 de profeții? Frate, voi zice într-un glas. Fraților, e, 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 o mare întrebare care trebuie să se ridice acum. Nu de multă vreme mă reîntorc la momentul Carmel Ilie, stătuse față în față cu o mie de preoți care au prorocit de dimineața până la prânz, iar la prânz au aiurat, au sărit și au făcut tăieturi în carne. Se numește, cum se numește? Se numește rugăciune carismatică. Da? Se numește rugăciune carismatică. Vorbire în limbi. Extaz emoțional și religios. Proții respectiv puteau să spună că divinitatea lor e acolo, este prezentă pentru că o simțeau. Da? Cu toate acestea n-a căzut foc din cer. Au fost toate celelalte elemente ale religiei carismatice prezente, dar proba prezenței lui Dumnezeu n-a fost acolo. Acum asta s-a întâmplat acolo pe Carmel. Acum 400 de profeți ai lui Jehova. Ăștia cum prorocesc? Hm? Și problema este că mi se oferă sugestia că merg după același model. Sunt ai lui Dumnezeu, teoretic, pe din afară, ca titulatură, dar ca procedură e același profetism cananit. Același profetism. Pentru că vorbeam de dimineață. În momentul în care nu te întorci la cuvânt 100%, în momentul în care uh, îți permiți inovații religioase, în momentul în care ești sincretic, se poate și una și cealaltă, în momentul în care ți se spune, nu fi prea îngus la minte, în momentul în care ți se spune, nu rămâne la literă, lasă că se poate și altfel, în momentul în care ești chemat să... să să fii larg, inclusiv și așa mai departe. Rezultatul este ăsta. 400 de soldați proces în felul ăsta. 400 de proroci, iertați mă Iar el, Iosafate, în mijlocul lor. Să fi simțit bine? La Ierusalim nu se prorocea așa. Să fie foarte clar la Ierusalim nu se prorocea în felul ăsta. Aici se prorocește altfel. Se prorocește ca la Betel. De dimineață am vorbit despre profetismul de tip Betel, în care se putea minți, da? Bătrânul profet a mințit. puteai contrazice cuvântul lui Dumnezeu fără nicio problemă și puteai spune Dumnezeu s-a răzgândit și a schimbat legea și poruncile lui, puteai să spui asta fără probleme, pentru că profetul bătrân a spus lucrul acesta, da? Dumnezeu mi-a spus între timp să vii la mine, nu te duci acolo, dar la mine poți să vii, nicio problemă. Și Dumnezeu nu-i se nimic. Ăsta e profetismul, profetismul de la Betel. Ori profetismul de la Betel nu face nicio deosebire față de profetismul cananit. Încă o dată, la Ierusalim nu se profetiza așa. În poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se profetizeze oricum. În poporul lui Dumnezeu nu poți confunda spiritul profetic. Țineți minte. Nu poți confunda spiritul profetic în poporul lui Dumnezeu. Poate că vor veni din stânga, din dreapta, influențe de orice fel. Dar în poporul lui Dumnezeu, la Ierusalim, trebuie să se prorocească într-un singur fel, așa cum Dumnezeu a spus că trebuie să se prorocească. În condițiile astea, Iosafat vine și întreabă, au zis, da, ok, 400, 400, toți la oaltă, cap la Muntele Carmel, ca pe vremea lui Ilie, au zis, da, unu. Nu se poate să prorocească doar unul, aici nu 400. Înțelegeți diferența? Nu se poate să prorocească doar unul, nu 400. Odată. dată. E acea zarvă teribilă carismatică, în care toată lumea vorbește și nu se înțelege pe niciun, niciunul pe celălalt. Și Iosafat zice, unul. Și răspunsul este, o, este unul care... Oricum el nu se potrivește cu ăștia 400. Că de aia nici n-a venit. Ăștia 400 fac tot un front comun. Dar el ăsta stă deoparte. De ce? Pentru că el întotdeauna vorbește altfel. Și textul este surprinzător. Spune aici, întotdeauna nu-mi prorocește nimic bun și din cauza asta îl urăsc. Cam așa e cu spiritul profetic. Vă întrebați de ce foarte mulți oameni urăsc spiritul profetic? Au luat cărțile spiritului profetic și le-au ars ca și pe cărțile comuniste. Nu de mult s-a întâmplat lucrul ăsta în anumite cazuri, nu peste tot. Cuvântul lui Dumnezeu, <coughs> Este perceput ca un cuvânt care, care este intolerant la nivelul societății de astăzi, și scriptura este numită una dintre cărțile cele mai intolerabile de astăzi, pe cale de a fi uh, interzisă. Cel puțin se aud voci care cer lucrul acesta azi. De ce? Îl urăsc pentru că. Nu este corect din punct de vedere politic. Întotdeauna vorbește numai rău. Mă, îm, îmi lezează îm, demnitatea mea, încrederea mea în mine însumi, în continuu are ceva cu mine. Spuneți-mi, vă rog, ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Că asta, am două variante. Ori schimb cuvântul lui Dumnezeu, ori, al doilea, mă schimb eu. Și pentru că nu vreau să mă schimb eu, întotdeauna schimb prorocul. Și schimb prorocul. Și este o realitate concretă și permanentă. Schimbăm prorocii și punem proroci din aceia care ne vorbesc frumos pentru că avem nevoie, avem nevoie să ne ridice cineva respectul de sine, să ne ofere o imagine optimistă. Cineva îmi spunea, am nevoie când vin de la biserică să plec și eu de acolo. Pozitiv. Sigur că da. Mica. Te-ar fi ajutat? Mica te-ar fi ajutat? Lucian spune, da. Cum te-ar fi ajutat, Mica, Lucian? Cum te-ar fi ajutat? Te-ar fi ajutat dacă erai neprihănit. Dacă erai neprihănit, ar fi venit la tine și ți-ar fi spus. Ce ți-ar fi spus? Frații mei, dați-mi voie în final, cumva, așa, să, să citesc ceea ce mi-i drag să citesc. Și 2 cronici 15 Profetul Numica Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis: Ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el, dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Despre ce vorbim aici? Despre același Spirit Profetic care vorbește în oameni diferiți, dar cu același limbaj. Spiritul acesta Profetic vorbea și în Mica. Dacă oamenii de pe vremea lui Mica ar fi fost altfel, acesta ar fi fost mesajul pe care Mica l-ar fi oferit. Da? În final, capitolul 15, cu 7. Dar voi întăriți-vă, nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o... Răsplată Frații mei Atât cuvântul lui Dumnezeu Cât și profeția în general Nu vor uh, Nu vor pierde nicio ocazie Să vă spună că neprihănirea e bună Că neprihănirea înalță pe un popor Că neprihănirea este binecuvântarea fiecăruia mai ales atunci când iubim neprihănirea. Când lucrurile nu sunt așa însă, știți ce s-a întâmplat mai departe? Mica folosește o parabolă și spune, știți cum e? Tot ceea ce se întâmplă aici, între cei 400 de profeți, nu este altceva decât o coaliție a minciunii. Toți mint. Și, într-adevăr, din punct de vedere politic, își propuseseră toți să fie după inima lui Ahab. Nu poate să fie mai ușor să, decât să fii profet care să vorbești pe placul celui care te-a angajat. Nu poate fi mai ușor de atât. Și oamenii ăștia asta făceau. Erau 400 de oameni care știau, li se, li se transmisese, eu știu, platforma ideologică. Ziceți da, 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 bun, toată lumea a zis da. Când a venit mica, s-a spus și lui, zi și tu ca ceilalți. Și a intrat acolo și cu sarcasmul cel mai dureros posibil a zis: Mergeți că veți izbuti, și a fost atât de vizibil încât Iosafat îl întreabă, nu, Ahab îl întreabă și îi spune: De câte ori să te pun să juri că spui adevărul? Și atunci, în fața jurământului, Mica părăsește registrul sarcasmului și spune: Văd un popor care n are stăpân să se ducă toți acasă. Ahab, din punct de vedere al lui Dumnezeu, era zero. Nu exista. Din punct de vedere al oamenilor, era un rege extraordinar. Din punct de vedere al lui Dumnezeu era zero. N-aveți stăpân. Ce urmează este descris în felul următor. Aici este un duh de minciună teribil, spune el. Dumnezeu a îngăduit ca toți să fiți mințiți datorită acestui duh de minciună pentru ca să aibă loc un singur lucru și spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Mica, pentru ca să piară Ahab. Acum, vedeți dumneavoastră, Ahab se mai pocăise odată. Când i-a spus Ilie ce urmează, Ahab s-a pocăit. Întrebarea mea este de ce nu s-a pocăit aici. Pentru că Mica îi spune la fel. Te duci acum? Asta e bătălia ultimă. Aici vei pieri. De ce nu s-a pocăit Ahab? Poftim? Eram pietrit? O altă întrebare este... mei fraților, dacă Iosafat tot a insistat mai aduceți-mi unul să-mi spună altceva și a venit mica și le-a spus nu vă duceți pentru că uh, veți pieri. După ce a primit vestea asta, Iosafat de ce s-a mai dus cu Ahab mai departe? Că tot nu înțeleg mai bine să te am mulțumit cu ăștia 400 de profeți și ar fi zis m-au înșelat profeții. Bun. Dar tu când simți că te înșală profeții, chem profetul adevărat, vine profetul adevărat, îți spune profetul adevărat, nu te duce. Tu de ce te duci? Corectitudine politică. Fraților, uh, cartea profeții regi spune după ce făcuse niște pași ai compromisului unul după altul era foarte greu să se întoarcă înapoi. După ce spune acolo, după ce într-un moment de slăbiciune spusese poporul meu este împreună cu poporul tău, ăla fost un moment de slăbiciune. Momentele de slăbiciune au continuat. Se duc la bătălie. Citiți, vă rog, bătălia respectivă, Citiți, vă rog, moartea lui Ahab. Citiți, vă rog, momentul în care împăratul lui Israel a zis vreau să-mi schimb hainele, să mă duc la luptă, dar tu îmbracă cu hainele tale. Citiți, vă rog, momentul în care împăratul lui, I lui Iuda, Iosafat, este la un pas de moarte. Și zice că a strigat. Și când a strigat, cine l-a salvat? Dumnezeu îl scoate pentru ca să nu aibă aceeași soartă cu Ahab. Și îl salvează. În timp ce Ahab se duce la bătălie și o săgeată trasă aiurea îi produce moartea cea mai comună posibilă a unui împărat. Mort din greșeală. Nici măcar în bătălie. Nici măcar nu are gloria aceasta să, să, se fi bătut cu cineva. Pur și simplu este omorât din greșeală. Mai bine stătea acasă. După ce toate lucrurile se întâmplă, după aceea, 2 Cronici 19, Iosafat s-a întors la Ierusalim. Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat, cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mânia Domnul pe tine. Fraților, tot ceea ce am făcut până acum este ca să ajungem aici, să dăm greutate aceste întrebări fantastice pe care Dumnezeu o pune unui om, pentru ca să o pot înțelege eu astăzi. Auziți, mai, mai citesc o dată. Cum de-ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Pe ce nu trebuie să -i iubesc? Nu trebuie să-i ajut? Dați mi un răspuns. Trebuie sau nu? Trebuie sau nu? Nu, ăsta nu-i răspuns. Vreau răspuns. Deci încă o dată. Trebuie să-l ajut pe cel rău? <laughs> <laughs> Îi iubești pe cei ce urăsc pe Domnul? Frații mei, eu știu și vă înțeleg și răspunsurile care vin pe linie mai puțin mai ocolită. Sigur că da, eu trebuie să, urăsc, să iubesc pe cei ce urăsc pe Domnul ca să-i mântuiesc, da? Dar nu întrebarea nu e asta. Toată problema pornește de la faptul că Iosafat a făcut legământ cu Ahab. Aici e toată problema. <laughs> nu, lăsați întrebarea cum a fost. <laughs> a făcut legământ cu Ahab. <clears throat> Și legământul cu Ahab, înseamnă una și mântuirea înseamnă alta. Legământul, chiar când e vorba de afaceri și așa mai departe, vorbește într-un fel și Dumnezeu te, te întreabă pur și simplu, spunem, de ce susții, de ce intri în alianță, de ce ești una cu cei ce urăsc pe Dumnezeu? De ce ești una cu cei ce urăsc pe Dumnezeu? Cum poți? Cum poți? Asta este întrebarea. Poți? Dați-vă înapoi, frații mei. Dați-vă înapoi de la astfel de lucruri. Și încercați să stați aproape de neprihănirea lui Dumnezeu și de oamenii ai lui Dumnezeu. Iubiți neprihănirea cu toată inima. Iubiți frumosul. Iubiți ceea ce este curat. Iubiți ceea ce este bine și stați în zona aceasta. Sunt unii dintre noi care, în ciuda faptului că ne-am pocăit, totuși încă ne mai place mirosul acela de bârfă, de urât, de păcat și încă ne întindem în zona respectivă și Dumnezeu spune scoateți pe cel rău, scoateți-l! Scoateți pentru ca să se întărească scaunul de domnie, scoateți-l! Scoateți din anturajul dumneavoastră, din cercul dumneavoastră, din preocupările dumneavoastră, scoateți tot ceea ce este rău, încurajați binele, încurajați neprihănirea, încurajați omul neprihănit și pocăit. Nu altfel. Pentru că altfel, zice textul, de aceea e mâniat Domnul pe tine. Voi lăsa subiectul acesta pentru ca să-l meditați mai mult. Același, același subiect a fost și în legătură cu Asa, și în legătură cu alți împărați de până acum, și va reveni în continuu, în continuu. Este lupta lui Dumnezeu de a face ca împărații săi, aleșii săi, să iubească neprihănirea. Este aceeași luptă pe care o are Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Ce iubești? Cu cine te legi? Pe cine îndepărtezi? Cum ție e viața? Domnul să ne dea înțelepciune și putere. Amin. Amin. Întindeți, Părinte, mâna ta cea bună peste adunarea noastră. Binecuvintează dorința noastră de bine, neprihănire, sfințire, frumos și ajută-ne ca sufletul nostru să tânjească după caracterul tău după oamenii frumoși ai poporului tău, după pocăința autentică pe care să ne-o dorim fiecare în viața noastră și pe care să o încurajăm în viața prietenilor noștri. Schimbă, Doamne, perspectiva pe care o avem. Dă-ne putere să spunem nu păcatului atunci când invadează asupra noastră. Fă din noi un agent activ împotriva puterii păcatului în lumea noastră și de asemenea oferim noi un agent activ pentru susținerea neprihănirii. Îndepărtează, Doamne, spiritul de minciună ori de câte ori se îndreaptă către noi. Fă ca spiritul profetic care vrea să ne ajute să trăim o viață sfântă să poată să fie iubirea și preocuparea a vieții noastre să ne întoarcem la cuvântul tău, la scriptură și la tot ceea ce tu ne-ai sfătuit pentru ca viața noastră să poată să fie asemenea ție. Acum, la sfârșitul acestui sabat minunat, rămâi cu poporul tău. Mergi, Doamne, cu noi acasă. Ia-ne de mână și ajută-ne să te luăm de mână pe tine. Fă, Doamne, ca alte preocupări să nu ne despartă de tine nici chemările lumii, nici munca acestei lumi pentru câștigarea de bani să nu ne fure gândirea de la frumoasa chemare pe care ne-o faci. Rămâi, rămâi cu semnul sfințeniei tale asupra noastră de acum și până vei veni tu. Amin.